Despre dezvăluirea pe care a făcut-o Adina Anghelescu ieri la sinteza zilei, sunt 9 dosare penale care au fost deschise pe numele lui Klaus Iohannis la parchetul Curții de Apel Alba, condus de Augustin Lazăr. Toate cele 9 dosare penale au avut ca final soluția de clasare. Și vedeți răspunsul pe care l-a primit Adina Anghelescu. Urmarea solicitării dumneavoastră, vă comunicăm că la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în perioada 2007-2018, au fost identificate 9 dosare care îl privesc pe Klaus Iohannis, în care s-a dispus soluții de clasare. Nu a fost identificat niciun dosar soluționat sau confirmat de domnul procuror general Augustin Lazăr. Ca tare, de aici întrebarea, ce-o fi făcut domnul Lazăr, o fi luat dosare făcute de alții documente atașate la dosarul de candidatură, nu știu, probabil... Cred că sunt. Ca semn, eu nu cred totuși că domnul Tudorel Toader minte. Și vedem, probabil că veți spune, da, în aceste dosare nu au existat probe, de-aia s-a dat clasare, că erau dosare în care lucrurile nu erau clare. Ei bine, în doar următorul dosar, pentru că nu avem documente, cercetările penale sunt secrete, nu avem documente din dosarele respective. Într-unul însă s-a dat clasare, este un document care a fost făcut public și din care reiese foarte clar, este vorba despre rezoluția de clasare în urma unei prescripții. Da, îl vedem imediat pe ecran, vorbesc de documentul care arată foarte clar, domnule Băcanu, că au fost dosare în care domnul Klaus Iohannis... Domnul Iohannis era primar în perioada aia, nu? Era primar, okay. Da. Știți, eu sunt foarte curios de pildă... Și în perioada în care a fost primar sau profesor... Păi, da, nu e vorba de răspundere, e vorba de faptul că atunci când ești persoană publică... A intervenit prescripția răspunderii penale a făptuitorului. Adică nu că fapta nu există. A intervenit prescripția. Nu știu ce era în dosarul respectiv. Dar cu privire la număr de dosare, că număr, eu niciodată nu vorbesc pe dosare, știți lucrul ăsta, dar cu privire la număr de dosare, când ești persoană publică, ești norocosul beneficiar a unui număr important de dosare penale făcute, deschise ca urmare a unor plângeri făcute de unii cetățeni sau alții. De aici și numărul mare de dosare penale pe care magistrații le-au avut deschise. Parlamentarii, primarii și așa mai departe. Eu sunt foarte curios de pildă câte dosare penale au fost deschise și închise pentru doamna Firea Gabriela, fără ca dumneavoastră să știe măcar, pentru că se închid astea foarte multe nu ușor. Nu trebuie să aduci la cunoștința persoanei. În practică vă spun că de multe ori îl cheamă pe ăla, audiază, vede că nu sunt deplinite condițiile și se închid dosarul. Băi nu, dar normal, conform procedurii, trebuie să înștiințezi persoana respectivă dacă ai fost cercetată. Eu vă spun cum se întâmplă în practică. Sunt ferm convins de asta. Păi este foarte trist dacă procurorii sunt plângeri, de exemplu, care se întorc pe calea administrativă, sunt tot felul de lucruri. Da. Da, e bun, dacă tot ați făcut vorbire despre doamna Firea, adică de un membru cu care eu nu mă mai aflu în cele mai bune relații, dar un membru PSD. Da, atunci vă întorc întrebarea retorică. Nu știu. Stați un pic, apropo de întrebarea asta retorică, dacă vorbim. Mai mare municipiu din România. Perfect, excepțional. Eu Lăsați așa, e perfect cu doamna Firea. Dacă în cazul doamnei Firea exista o sentință definitivă a unei instanțe în care se vorbea despre fals și uz de fals, credeți că se ajungea și în penal? În cazul domnului Iohannis, în mod evident, păi, nu se ajunge. Stați un pic, că nu se vorbește despre un fals și uz de fals, să vă știți de domnul Iohannis. Nu se reține bună credință, așa spune judecătorul, așa spune completul acolo, în acea sentință. Deci acolo, dacă luăm hotărârea și analizăm, da, fac să o analizăm. Așa scrie negru pe alb. Nu se reține buna credință. Bun, știți cum e? Buna credință e un concept civil. Nu știu exact cum au reținut acolo sau buna credință, dar nu s-a reținut niciun fals. Haideți că dacă se reținea un fals, veneați acum și dumneavoastră la PSD, cred că îl puneați pe toți pereții din București. Dar nu s-a vorbit lungi de zile despre asta. Deci nu există niciun fals reținut în sarcina președintelui României. Nu scrie acolo, clar, că a fost obținut imobilul cu fals și uz de fals. Dar nu de către președinte. Nu de către președinte. Spune că nu se reține buna credință a președintelui. Vreți să vă explic cum e buna credință? Nu, e suficient, de exemplu, nu, aici trebuie să fii specialist în drept. E suficient să nu faci toate verificările pe care un judecător le are în vedere ca să spună că nu ești de